Exodul, capitolul 1, de la versetul 8 la versetul 21. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său: Iată că poporul copilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri să ne bată și apoi să iasă din țară. Și au pus peste ei sprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon, dar cu cât i-a supreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară, prin munci grele de lut și cărămizi, și prin tot felul de lucrări de pe câmp, și în toate muncile acestea, pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una șifra și cealaltă pua, și le-a zis, Când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Iar dacă este fată, s-o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele le poruncise împăratul Egiptului, ce au lăsat pe copii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor. Și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Părinte drag, îți mulțumim pentru că și în mijlocul narațiunilor suferinței, a chinului, a persecuțiilor, tu rămâi Dumnezeu. Tu ești, Doamne, același și ești în controlul tuturor lucrurilor și nu lași ca poporul tău să rămână de rușine. Și promiți că și dacă trece printr-un cuptor de foc, cum a fost altădată poporul tău, Israel, și cum sunt astăzi copiii tăi în lumea aceasta, tu ești cu noi. Tu, Doamne, niciodată nu ne părăsești. Și promisiunea pe care ai făcut-o, iată că voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșit, este reală. De aceea te rugăm, Doamne, să fii cu noi și astăzi aici, să ne vorbești, să lași ca acest cuvânt să fie plin de putere. Spre slava numelui tău te rugăm. Amin. Vă rog frumos să luați loc. În anul 1841, Giuseppe Verdi compune opera Nabucco. În actul al doilea al acestei opere, întâlnim corul robilor evrei care scoate în evidență dorința de libertate a acestora. Și acest cor al robilor evrei din opera Nabucco sună astfel: Dor de țară, neavântă departe, zboară lin spre însoritele plaiuri, unde blând de adieri parfumate scaldă munții și cerul senin. A Iordanului vale salută și străvechile ziduri azi sfărmate. Mândre Sion, tu țară pierdută, plângem toți pribegi al tău destin. Acordați și a profeților harpă, care ascunsă în, sălci în sălcii stămută, amintind strălucirea trecută unei vremi ce de mult ne zâmbea, cântă harpă a noastră durere. Plânge în strune a robilor soartă sau revarsă în inim putere. Suferința să știm a îndura. Noi să știm a îndura. Acestea erau cuvintele care în imaginația lui verzi, le rosteau evrei când se aflau în robie. Este adevărat că se aflau în altă robie, el face referire la robia babiloniană din anul 586 înainte de Hristos, dar cred că nu suntem departe dacă ne imaginăm că într-o situație asemănătoare se afla poporul Domnului și în robia egipteană. Erau într-un loc al chinului, într-un loc al durerii, într-un loc al cântecelor de jale, într-un loc în care promisiunile lui Dumnezeu păreau suspendate, păreau că dispar ca un abur. Într-un loc unde întrebările se ridicau spre cer, Doamne, de ce? Doamne, până când? Așa era trăirea sub jugul robiei. Și este important să ne uităm în textul acesta pe care l-am citit, dragi frați și surori, și să învățăm astăzi câteva lucruri importante despre trăirea sub jugul robiei. De ce? Pentru că și noi toți am fost odată sub jugul robiei spirituale. De ce? Pentru că mulți sunt astăzi încă sub jugul robiei. De ce? Pentru că și noi, cei care am fost eliberați de sub jugul robiei, trăim într-o lume care încă se află în robie și efectele robiei. Chiar dacă noi spiritual vorbind am fost eliberați, încă se mai răsfrângă asupra noastră. Este important să înțelegem așadar ceva legat despre trăirea sub jugul robiei. Primul lucru pe care îl vedem în textul nostru este că trăirea sub jugul robiei duce la distrugere totală. Trăirea sub jugul robiei duce la distrugere totală. Da, atunci când poporul Domnului nu se află în țara promisă, atunci când poporul Domnului nu se află în țara unde curge lapte și miere, varianta care mai rămâne este cea a suferințelor, cea a supliciului, a necazului, a degradării, a morții. Adevărul este că Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca poporul său, Israel, să rămână în țara Egiptului pentru totdeauna. Nu țara Egiptului era țara promisă. Țara Egiptul era o paranteză în planul lui Dumnezeu, era un loc de formare, era o școală pe care trebuiau să o învețe copiilor lui Dumnezeu. Și cu cât aveau să locuiască mai mult acolo, cu atât robia urma să devină una din ce în ce mai aspră. Vă amintiți că Iosif, în Geneza 50 cu 24, le spusese fraților săi: Eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Cu alte cuvinte, încă în perioada în care lucrurile mergeau bine, încă în perioada în care Iosif era la putere în țara Egiptului, el le spunea aveți grijă, nu asta, acesta este locul vostru. Nu asta este țara pe care Dumnezeu v-a promis-o. Și Dumnezeu vă va cerceta și într-o zi o să vă scoată de aici și care îi pune să jure și să promită că atunci când o să plece și Dumnezeu îi va elibera din robie, nu cumva să-i lase oasele lui acolo, ci să ia și oasele lui, să le ducă în țara promisă. Da, nu Egiptul era țara pe care Dumnezeu a gândit-o pentru poporul Israel. Și cu cât stai mai mult în Egipt și cu cât poporul stătea mai mult în Egipt, cu atât robia avea să devină din ce în ce mai aspră. Astfel ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a venit pe tron un nou faraon, unul care nu l-a cunoscut pe Iosif, viața pentru israeliți a devenit un calvar. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu, cunoscut, nu cunoscuse pe Iosif. Și acest împărat, se pare din ce vedem în cuvântul Domnului, că a fost cuprins de apucături paranoice. Un împărat, așa cum se întâmplă adeseori cu aproape toți dictatorii lumii. Toți dictatorii trăiesc cu frică, cu paranoia, că cineva îi urmărește, că cineva vrea să le facă rău, că cineva vrea să-i asasineze, că cineva este la pândă ca un leu gata să se ară cu ghearele și să-i sfâșie. Și așa și acest faraon care nu-l cunoscuse pe Iosif a început să fie bântuit de, de aceste fantome, de aceste gânduri, că cumva se va întâmpla și uitându-se cum poporul Domnului crește și se înmulțește. Dacă într-o zi cumva o să avem noi o luptă cu niște vrăjmași și în timp ce ne luptăm, poporul acesta în loc să fie de partea noastră, se aliază cu dușmanii noștri și ne distrug și ne iau țara și era prins în febra acestei paranoia în care el intrase și atunci s-a gândit la o soluție. El a zis poporului său, iată că poporul copilului lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci, așa se cred întotdeauna Dictatorii foarte deștepți, foarte dibaci. Am avut și noi doctori foarte dibaci în zona asta și spune ca să ne arătăm dibaci, ca să nu mai crească, ca nu cumva dacă se va întâmpla un război să se unească el cu vrăjmașii noștri să ne bată și apoi să iasă din țară. Plus că, la fel ca orice dictator, cum se cuvine, are și proiecte edilitare, proiecte grandioase. Vă amintiți că țara noastră, este un exemplu în sensul acesta și dictatorul nostru de pe vremuri s-a gândit și el la proiecte somtoase și casa, palatul parlamentului sau casa poporului, cum este numai a poporului, nu este, dar mă rog, această casă ați văzut cât de impresionantă este și la fel s-a gândit și faraon, vreau să construiesc cetăți, vreau să fac cetăți impresionante și avea două probleme, una legată de muncă, de construirea acestor cetăți, și alta legată de problema imigrației. Ce să faci cu evrei ăștia care sunt pe aici. Și s-a gândit el, dibaci cum este și deștept, să găsească soluția perfectă. Și a spus, îi vom pune pe ei să muncească și în felul ăsta îi oprim, îi chinuim, să nu mai crească, îi ținem, punem piciorul pe grumazul lor și rezolvăm problema imigrației, dar rezolvăm și problema muncii. Iată două dintr-o lovitură. S-a gândit el, imediat le rezolvăm. Și a spus, haide să-i punem să muncească. Și de aici, următorul pas, este o spirală a degradării specifică condiției de sclav. Și asta este primul lucru pe care textul vrea să ni-l arate: că atunci când cineva se află în robie, viața nu este bună, viața nu devine mai bună, viața nu se ameliorează. Când cineva se află în robie, intră într-o într spirală descendentă și intră din suferință în suferință. Vă rog să vă uitați acum de la versetul 11 să vedeți cum este descrisă această spirală a suferinței și fiți atenți la terminologie. Și au pus peste ei ispărvnicei ca să-i asuprească, termenul asuprească, prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom. Pitom înseamnă casa lui Atum. Atum era unul dintre zeii din Egipt. Era, se pare, un oraș, cumva reședință pentru Uh, unul dintre zeii Egiptului și Ramses, Rams, Ramses era reședința regală a faraonului ca să slujească de hambare lui faraon. Mai departe, versetul 13 spune, atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie, vedeți mungi grele mai jos, aspră robie. Versetul 14 spune, le-au făcut viața amară. În original, sensul este i-au zdrobit de tot i-au zdrobit de tot. Prin lucrări grele, de lut, de cărămiși și mai departe. Apoi, partea finală a versetului 14 spune toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, fără niciun pic de milă. Observați spirala. Haide mai întâi să-i facem robi. I-au făcut robi, după a să-i punem la munci grele. Hai să-i asuprim tot mai mult hai să le facem viața amară să-i zdrobim, haide să-i silim și așa mai departe. Este o accentuare, este un crescendo, ca o cascadă care vine, vine, vine și crește, crește tot mai mult și prinde tot mai multă viteză. Așa le mătură viața, le mătură speranțele, le mătură uh, liniștea din familie, le mătură viitorul. Pur și simplu asta este condiția de robie. Chin, suferință, degradare. Și ca și cum n-ar fi destul, Faraon la un moment dat zice, dacă am mers până aici, la fel cum face orice dictator, prima oară te chinuie, te înfometează, te asuprește, dar mai are o carte de jucat. Mai are un as în mânecă. Știți care? Moartea. Este ultimul lucru pe care îl face atunci când vrea să se impună. Dacă robia nu este suficientă, s-a trecut la următorul pas, moartea. Uitați-vă la versetul 15 și spune Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, erau două moașe acolo pe, care sunt amintite, o să revenim la ele și le-a spus Când o să vă împliniți slujba voastră și veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este un băiat, să-l omorâți a ajuns în nebunia lui până acolo încât a zis nu este destulă robia, nu este destulă suferința, mergem până la moarte. Sigur, ne putem întreba de ce dacă era băiat și dacă nu era fată, că mai degrabă, dacă vrei să oprești în mulțirea, te-ai fi gândit să omor fetele ca să nu se mai mulțească poporul, nu băieții. Este greu să speculăm, să, să spunem cu siguranță de ce așa, dar cel mai probabil, dacă ne amintim care era teama lui, ne dăm seama de ce a poruncit să fie omorâți băieții. Care era teama lui? Că dacă vine un război, se vor uni evrei cu dușmanii și o să-i atace. Și atunci cine ar fi luptat în război? Băieții. Deci el vrea să se asigure că nu are bărbați puternici în Israel care în cazul unui război să se unească și să îi atace. Cel mai probabil de asta a poruncit să fie omorâți Băieții. Dar acestea sunt cele două elemente fundamentale ale vieții trăite în robie. Asta trebuie să reținem. Viața amară, chinul și moartea. Dacă vrei să vezi cum arată o viață în robie, întotdeauna sunt două elemente, două note muzicale ale acestui cântec de jale. Viața amară și moartea. Viața amară și moartea. Asta este degradarea. Degradarea este una totală, și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Faraonul nu are pic de milă. Nu are niciun fel de milă. Dar, frați și surori, robia aceasta despre care discutăm și la care am privit este un tip reprezentativ al robiei spirituale în care se nasc toți oamenii, din care Domnul ne-a eliberat pe mulți dintre noi, slăviți să fie Domnul. Dar în care încă mulți se află. Această robie este un tip reprezentativ al robiei spirituale, pentru că păcatul este o robie care funcționează exact după aceeași logică. Te afundă tot mai mult păcatul în amărăciune, în chin, în împietrire, în neîmplinire. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 8 cu 34. Acolo spune așa, adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este Rob al păcatului. Asta este condiția noastră a tuturor. Toți ne-am născut într-un Egipt spiritual. Toți ne-am născut într-o lume dominată de, de acest faraon al lumii în care trăim. Și acest faraon se numește șarpele cel vechi. Balaurul despre care ne vorbește Apocalipsa, capitolul 12. Este diavolul. Și toți ne-am născut în această lume într-o condiție de robi. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos spunea că suntem robei păcatului, toți care fac păcatul sunt robei păcatului și mă întreb, cine nu a făcut păcat? Și adevărul este că, dacă suntem sinceri, putem să recunoaștem că toți am simțit ce înseamnă să fii rob al păcatului, ce înseamnă să fii chinuit de păcat. Toți am trecut prin experiența aceasta în care faraonul și-a bătut joc, în care satana și-a bătut joc și continuă să-și bată joc de oameni. Ai simțit vreodată durerea păcatului în viața ta? Te-a apăsat vreodată pe suflet păcatul? Ai văzut cât de greu este? Ai văzut cum poate păcatul să ne fure pacea? Cum poate să ne fure bucuria? Liniștea sufletului? Cum poate să ne fure speranțele? Ai văzut cum păcatul distruge familia? Ce, ce conflict, ce tensiune poate să aducă în familie? Ai văzut cum distruge relații? Ai văzut cum distruge viețile copiilor? Ai văzut cum îi distruge pe toți cei din jur? Ai văzut cum face ca viața ta să fie ca o frunză purtată de vânt, ca o viață fără sens, fără scop, parcă nu știi de unde vii și unde mergi. Asta face păcatul. Atunci când ne naștem în lumea aceasta și trăim într-o robie, la fel cum evreii mergeau pe spirala degradării. Și erau siliți și, și, faraonul nu le arăta milă. La fel, diavolul și păcatul face cu toți oamenii care se nasc în lumea aceasta. Îi prinde și îi chinuie. De aceea sunt oameni mulți care suspină din pricina păcatului. Și deși râd și încearcă să arate că totul este bine și sunt fericiți, în adâncul inimilor trăiesc această tragedie a neîmplinirii. De asta încearcă să caute împlinirea în tot felul de lucruri și mulți nu mai găsesc niciun scop în viață. Și nici o bucurie, și nici un motiv pentru care să trăiască. De aceea, chiar și în robia spirituală, la capătul spiralei degradării, ce credeți că ne așteaptă? Să-i așteaptă pe oameni? Moartea. Și aici este exact la fel. Roman 6 cu 23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea. Exact aceleași două lucruri pe care le întâlnim în robia din Egipt, le întâlnim în robia spirituală. Chin și moarte! Chin și moarte! Este exact aceleași lucruri. Asta este viața trăită în robie. Și aș vrea să am acum câteva aplicații pentru noi înainte de a merge mai departe. Prima aplica aplicație. Nu există ameliorare dacă trăiești în robie. Nu există. Asta este minciuna pe care satana o seamănă de multe ori în viețile oamenilor și spune N-are nimic dacă acum suferi, n-are nimic dacă ți-ai pierdut mințile, n-are nimic dacă nu mai ai prieteni și ești singur N-are nimic dacă viața ta este goală, inima ta este goală, n-are nimic, lasă că vin vremuri mai bune Și situația ta se va ameliora, este o minciună, fiecare zi trăită departe de Dumnezeu este o zi care te duce în jos fiecare zi trăită de departe de Dumnezeu este o zi care merge spre degradare și spre punctul terminus, spre moartea eternă. Nu există ameliorare pentru cei care trăiesc în robie. Sunt doar două variante. Fie ești liberat pentru totdeauna din robie, fie te poți aștepta la ce este mai greu. De aceea este foarte important să reținem mesajul acesta. Dacă cineva se află în robie spirituală. Trebuie să strigeți după un salvator și să spună: Doamne, ai milă de mine, Doamne, eliberează-mă, Doamne, îndură-te. Nu există decât o variantă: fie eliberare din robie, fie dacă cineva rămâne în robie, viața nu se va ameliora, inima lui va fi tot mai tare, se va împietri, păcatele se vor înmulți, relațiile se vor frânge una după alta neîmplinirea va crește tot mai mult. Adevărul Scripturii trebuie să strălucească în fața întunericului și a minciunilor acestei lumi. Lumea aceasta vine și ne spune nouă, vine o modă nouă, vine o filozofie nouă, încearcă ceva nou în viața ta și o să-ți fie mai bine. Poate n-ai încercat-o pe asta, poate n-ai încercat-o pe asta. Și oamenii încearcă să iasă din logica robiei prin tot felul de lucruri, încât au ajuns să facă lucruri neînchipuite, cum spune Roman, capitolul 1. Au ajuns la o degradare. Frașii și surori, asistăm la ultimul punct al decăderii morale al acestei lumi. La fel cum s-a mai întâmplat în istorie. Au fost cicluri de decădere morală gravă și apoi primirea lui Dumnezeu, reconstrucție și iarăși decădere gravă și iarăși o reconstrucție. Trăim acum aproape de, de punctul terminus, de acest punct al, al degradării morale, pentru că lumea a nebunit în disperarea ei după ameliorarea condiției în care trăiesc, dar nu se poate. Nu asta este soluția. Fie eliberare, fie o degradare tot mai mare. Asta este o primă aplicație pentru cei care nu sunt mântuiți. O a doua aplicație pentru cei care sunt mântuiți și ne că toți, sau aproape toți de aici, să dea Domnul să fim mântuiți. Dacă ești mântuit, atunci știi de unde ai scăpat. Așa-i? Știi de unde te-a scăpat Domnul. Știi din ce chinuri ai fost eliberat. Știi din ce chinuri sufletești ai fost eliberat, din tortura conștiinței. Din ce gol, din ce, din ce cădere te-a prins Domnul, din acea prăpastie fără fund te-a apucat Domnul și te-a ridicat. Și atunci, dacă știi de unde ai scăpat și știi cum este viața sub robie, nu te pleca iarăși sub jugul robiei. Nu mai arăta nici un pic de indulgență păcatului, oricât de prietenos și plăcut pare el. Știți că păcatul are și o doză de plăcere. Este ca o travă dulce, cu gust dulce. O ei în gură și e bună, e dulce. Dar apoi te omoară. Așa este păcatul. Păcatul are și o parte plăcută și păcatul poate să pară prietenos, poate să pară că te ajută pe moment. Dar adevărul este următorul. Amintește-ți de unde ai fost eliberat copila lui Dumnezeu. Amintește-ți ce chinuri ai suferit atunci când te aflai în robie. Fii dur cu păcatul. Dacă. Satana nu arată niciun pic de milă. Dacă faraonul nu arată niciun pic de milă, nu arăta nici tu niciun pic de milă păcatului. Nu vrem să mai fim miloși cu păcatul deloc. Trebuie o hotărâre radicală de a lupta chiar și împotriva păcatelor mici, cum le numim noi, și pe care le tolerăm în viața noastră. Problema multor biserici de astăzi și a multor creștini este că nu mai sunt distruși de păcatele mari, câte unul, câte o lovitură puternică, ci sunt eliminați sistematic de toleranța față de păcatele așa numite mici în viața noastră. Dar din experiența robiei și ce înseamnă viața în robie, înțelegem că nu mai trebuie tolerat nici măcar un păcat mic. Vreau să-ți imaginezi următorul lucru. Că vine unul și te scuipă în fiecare zi. Și te pălmuiește. Și te bate, și îți dă cu biciu și cu pumnii, și cu picioarele. De dimineața până seara. Și viața este grea și plină de chin. Și apoi, zice, vreau să-mi schimb atitudinea față de tine. Ești liber de acum. Vine, se dă un decret și te eliberează președintele țării din această robie. Și ești eliberat. Nimeni nu mai are voie să-ți facă nimic. Ești liber. Dar vine vechiul tău stăpân și spune, auzi, am auzit că te-ai eliberat președintele, așa e? Da, uite, am aici hârtia, am decretul de eliberare. Ia uite, îl vezi? E semnat cu mâna lui. Ok, n-am știut că te-ai eliberat, dar fii atent, dacă te-ai eliberat de acum nu o să te mai bat de astăzi încolo. nu mai fac ce ți-am făcut de dimineața până seara, doar o să te scuip în față în fiecare dimineață. E ok? Atât. Nu vi s-ar părea absurd lucrul ăsta? Și te uita și-ți, cum adică să mă scuipi în față în fiecare dimineață. Păi, îmi încalci demnitatea. Cum adică? Dacă sunt eliberat, pe păi tu nu mai ai niciun drept asupra mea, n-ai voie să mai faci absolut nimic. Și vedeți cât de ridicolă ni se pare situația. Dar așa fac mulți, din punct de vedere spiritual. Satana i-a chinuit, i-a târât prin noroiul păcatelor, prin mizeriile acestei lumi. Și Hristos a dat decretul de eliberare și a șters zapisul cu poruncile care erau împotriva noastră acolo la crucea Lui. Hristos ne-a eliberat ca să-i aparținem Lui, să fim al Lui și cel rău nu mai are nimic în noi, nu mai are niciun drept asupra noastră. Suntem ai Lui Hristos, suntem săpați în palmele Lui. Hristos ne-a răscumpărat, suntem poporul pe care Dumnezeu i-l a dat Lui, l-a câștigat, suntem mireasa, mireasa Domnului. Nu Iisus Hristos. Și satana vrea să vină prin păcatele mici să ne scuipe în față. Și mulți acceptă. Uneori acceptăm și spunem, e un păcat mic, nu e o lovitură așa de mare. De ce să accepti păcate mici? Experiența din robie ne învață că trebuie să nu arătăm niciun pic de indulgență, nici măcar unei minciuni nici invidiei, nici bârfei, nici urii, nici cuvintelor nepotrivite, nici iuțimii, nici strigătelor, nici glumelor proaste, nici lenei, nici superficialității. Toate aceste lucruri pe care noi le punem în categoria păcatelor mici sunt jocuri ale satanei pe chipul nostru. Ne scuipă satana în ochi atunci când permitem astfel de păcate în viața noastră. Și Dumnezeu spune: Fața ta trebuie să reflecte chipul lui Hristos. Tu trebuie să te uiți la crucea lui Hristos și pe fața ta să se reflecte tot mai mult chipul Domnului Isus Hristos. El trebuie să ia chip în voi. Nu să vă scui pe cel rău, pe fața ta trebuie să se vadă chipul lui Hristos. Dar asta se va întâmpla doar atunci când vei lua o decizie fermă. Și când voi lua o decizie fermă, să nu mai permit absolut de deloc păcatului să vină în viața mea. De ce? De ce să nu arătăm milă? Pentru că nici cel rău nu are milă față de noi. Știți? Noi putem și noi să fim răi. Așa e? Știu că nu e o veste prea, prea bună, dar n-am zis eu asta. Zice Domnul Isus, dar dacă voi care sunteți răi și să dați daruri bune, putem să fim răi. Și uneori suntem. Mai ales când ne certăm, atunci se vede capacitatea noastră de a fi răi. Dar, cu toate asta, faptul că suntem ai Domnului și suntem creați după chipul Domnului, ne face să avem și milă, să ne mai temperăm, ne mai, ne mai calmăm. Dar există un rău absolut. Este un, un rău personificat, numit cel rău în Scriptură. Și el nici măcar o singură clipă, dimineața sau seara sau noaptea, n-are milă față de oameni. N-are niciun pic de milă. Nu vrea decât să junge și să prăpădească. De aceea oamenii aceștia care se dedau cu totul satanei și ajung să fie 100% predați satanei, ajung să aibă acest comportament satanic și toate nenorocirile acestea, pe care nu ți le poți imagina ca venind din partea unui om, se întâmplă pentru că satana lucrează prin ei, exact această atitudine de răutate în stare pură, unde nu mai este nici măcar un pic de milă. Și atunci întrebarea este dacă satana nu are pic de milă de noi, noi de ce să avem pic de milă față de păcat? Și cine are milă de noi? Isaia 30 cu 18 spune Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de noi și se va, de voi și se va scula să vă dea îndurare căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Amin. 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 Vedeți contrastul? Faraon nu are milă. Faraon este tipul sataniei aici. Nu are nicio milă satana. Și contrastul pe care îl proclamă este aici. Totuși domnul abia așteaptă. Ați văzut un copil nerăbdător? Cum este? Când vrea să primească pachetelul de Crăciun? Când ai cumpărat prima bicicletă? Ai văzut cum e copilul? Uite așa face. Haide, dă-mi! Abia așteaptă! Și asta este imaginea pe care o prezintă aici Isaia. Zice, Domnul, abia așteaptă să se milostivească de voi! Abia așteaptă să vă dea milă! E bucuria lui să reverse mila peste voi și a arătat mila într-un mod de săvârșit acolo pe cruce când Domnul Isus Hristos și-a dat viața. Puneți în contrast aceste două personaje. Isus Hristos, plin de milă, plin de îndurare, gata să moară el în locul nostru. Și Satana crud și plin de răutate care nici măcar un strop de milă, cât o picătură de apă într-un ocean nu are față de noi. Pe cine îl vom iubi? Pe cine îl vom urma? Pe cine îl vom sluji? Oare nu pe cel care are milă față de noi? De aceea Prima mare lecție pe care o învățăm din viața trăită în robie este că este o viață atât de grea, atât de crudă, atât de dură, încât dacă suntem eliberați și slavă Domnului că ne-ai eliberat, nu mai trebuie să mai permitem ca nimic din viața aia să mai fie în noi. S-a dus. Al doilea lucru. Trăirea sub jugul robiei nu anulează puterea lui Dumnezeu. Este al doilea lucru pe care îl învățăm. Da, am văzut cât de îngrozitoare este trăirea sub jugul robiei. Însă, acest lucru nu înseamnă că puterea lui Dumnezeu este anulată. Și asta încearcă autorul să ne arate. Când vezi chin, când vezi cum este călcat în picioare și zdrobit poporul lui Dumnezeu, vorbeam, deja am vorbit astăzi despre persecuțiile din America de Sud și despre toate celelalte persecuții, când vezi cum este călcat în picioare poporul lui Dumnezeu, spui unde ești, Doamne? Unde e puterea ta? Ce se întâmplă cu tine, cu planurile tale, cu puterea ta, cu înțelepciunea ta, cu suveranitatea ta? Și textul ne arată că, indiferent cât de îngrozitoare este experiența robiei, indiferent ce se întâmplă, puterea Domnului nu este anulată. Dumnezeu nu este luat prin surprindere de nimic din ceea ce se întâmplă. Știu că ne vine greu să credem, dar asta vrea să ne arate textul. El este suveran și totul se întâmplă sub privirea sa în faptele apostolilor 13 cu 17 ne se explică că totul este, de fapt, planul Domnului. Iată ce zice. Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Deci, ce, ce, ce ne spune textul zice, Oameni buni, nu uitați, nimic din toate secvențele nu au fost altceva decât voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe Avram, Dumnezeu a dus pe poporul ăsta în Egipt, Dumnezeu a ridicat pe poporul acesta la mare cinste în Egipt, Dumnezeu a lăsat pe, por pe poporul acesta ca să fie chinuit în Egipt, Dumnezeu i-a eliberat cu braț puternic din Egipt, Dumnezeu a fost prezent și la lucru în toate secvențele din istoria acestui popor. Dumnezeu n-a lipsit, nu a luat vacanță, nu... Au trecut peste puterile lui, situațiile, nu l-au copleșit, nu l-a depășit situația, cum spunem noi pe românește, nu. El a fost în control. Și atunci ne întrebăm, dacă Dumnezeu e Dumnezeu în control, de ce a îngăduit sclavia asta? De ce a îngăduit ca noi înșine să fim chinuiți de păcat? De ce a venit legea ca să se înmulțească păcatul? cum spune în romani. Și de ce, deși noi suntem acum eliberați din păcat, nu? Slavă Domnului din robia asta. Încă suferim. De ce? Pentru că lumea încă se află în păcat. Și efectele se resimt și asupra noastră. De ce? Iată, găsim câteva răspunsuri aici, în text. Într-un mod uimitor, asuprirea evreilor, vă amintiți de ce a început această asuprire, robia? haideți să ne gândim la o chestie inteligentă, zice faraon, deșteaptă, să fim dibaci, zice el. Că mie merge mintea, vine la băiatul. Merge mintea. iată ce propun eu să facem, zice faraon. Propun să-i punem la niște munci de nalea grele, să n-aibă ei timp de... să crească, să se întărească și în caz de ceva să se unească cu dușmanii împotriva noastră. Asta că îi ținem noi bine în frâu. Îi chinuim, îi batem, îi asuprim. Dar versetul 12, dacă vă uitați, iată ce spune. Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. <laughs> și așa ajuns în punctul de ce și s-au scârbit de copiii lui Israel. Este interesant, nu așa? înmulțirea era de fapt planul lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avram. Și ei îi călcau în picioare, îi asupreau și cu cât îi asupreau, cu atât ei se înmulțeau. Poate că vă întrebați, dar cum făceau de se înmulțeau când erau asupriți? Că vorbaia când ești asuprit și chinuit și muncit, nu-ți mai trebuie nimic. Cum se... Ce, ce se întâmpla cu oamenii ăștia de, 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 se înmulțeau? Ce, ce era acolo de fapt? Și iată ce se întâmplă. De fapt, prin sclavie, faraon i-a determinat pe israeliți să fie mai uniți și să-și conserve identitatea etnică și religioasă. Păi, este foarte simplu, ia gândiți-vă. Dacă ei ar fi fost lăsați liberi, generații după generații, și nimeni nu i-ar fi deranjat cu nimic, păi se simțeau bine acolo. Începeau și luau obiceiurile egiptenilor, zeitățile egiptenilor, se căsătoreau între ei și făceau tot fel de lucruri, astfel încât ar fi fost cu timpul, pas cu pas, imediat după ce a dispărut Iosif din peisaj, în ceva vreme ar fi fost asimilați, n-aveau încă nici legea, n-aveau tora, n-aveau nimic. Erau asimilați de acele popoare, s-ar fi pierdut în Egipt. Ar fi dispărut. Tot ce trebuia faraon să facă era să i lase în pace, să le dea să mănânce bine, să le dea câte un tichet de vacanță și încet, încet ar fi spus, băi, dar e așa de bine în Egipt încât noi nu mai vrem să plecăm de aici. Aici ne simțim așa de bine că vrem efectiv să fim ca ei. De fapt, după, și după ce au fost eliberați, vă amintiți că le era doar de partea bună din Egipt? Mm, zice, cum mâncam noi ceapă, ce bună e ceapa și usturoi și praz. Se pare că aveau o apetență spre... Aceste legume mirositoare sunt bune, ce drept, dar de asta le era dor. Zice, cum mâncam noi aceste... Vedeți? Deci acolo este un indiciu că partea bună deja s-a antipărit în ei și acum le era dor. Dar gândiți-vă, dacă toate celelalte erau bune, cât de ușor s-ar fi pierdut și ar fi penetrat țesătura etnică și religioasă egipteană și ar fi rămas acolo. Dar faraonul zice, nu, hai să fim deștepți! Să nu cumva să se mulțească, să se împotriva noastră. Hai, hai să-i asuprim. Păi însă și în momentul în care te hotărăști pe cine să asuprești, desenezi un perimetru. Și spui, uite, de aici până aici, cum te cheamă, Xulescu, vină în Te trec pe lista asupriților. Deja în momentul în care au hotărât cine sunt cei asupriți, i-au ajutat să rămână uniți și să fie diferiți de ceilalți. Astfel încât, normal că ei ca popor nu s-au pierdut și au dispărut, ci au crescut în continuare de-a lungul anilor și s-a întâmplat exact invers decât metoda deșteaptă și ingenioasă pe care a gândit-o faraon, cum zicea Dumnezeu, că înțelepciunea lui a prostit pe pe oamenii din lumea asta cu înțelepciunea lor. Așa este Dumnezeul nostru, știe să învârtă toate lucrurile și gloria Lui să se vadă și planurile Lui să se împlinească. Oricât de deștept să cred cei care predau acum la cele mai mari universități din lume și vin ei să ne spună că bărbatul trebuie să se însoare cu bărbatul și că trebuie să facem tot felul de nebunii de genul acesta și scriu tratate grele că uneori te doare capul când le citești. Dumnezeu stă în ceruri și râde. Pentru că aici, auziți băieți, exact planurile astea deștepte pe care voi le-ați gândit, de fapt, exact cu astea, prin astea v-a semnat condamnarea și tot planurile mele se vor împlini. Slăvi să fie Domnul! Amin. Ei, mă bucur că deja, uite, începem să zicem înșamin. E bine. Asta, asta este foarte important. Este foarte important, frați și surori. Să vezi modul în care în care Dumnezeu a lucrat și a folosit situațiile grele spre slava lui și spre împlinirea promisiunilor sale. Chiar și în cele mai grele situații, Dumnezeu este în control. Acum, vreau să fac câteva, să dau câteva exemplificări și gândiți-vă, niciodată sclavia nu este, rea, nu, nu este bună în sine. Nu este. Suferința nu este bună în sine. Robia nu este bună în sine. Dar ele există, așa -i? Și faptul că există înseamnă că Dumnezeu le ia și cu pana lui de maestru le atinge și poate să-i dea răului din lume scopuri, rezultate bune. Chiar dacă răul e rău și răul este rău și știm că e rău, fiindcă va fi eradicat în noua creație pentru totdeauna. Deci nu e ceva bun. Când Dumnezeu atinge, poate să transforme cu puterea Lui, cu prezența Lui, cu înțelepciunea Lui, le atinge și le transformă spre bine. Vă amintiți că s-a întâmplat asta cu cel mai mare rău, nu? Din istorie. Iisus Hristos pe cruce este cel mai mare rău din istorie, din istoria omenirii. Dar și acolo Dumnezeu era prezent și la lucruri și a transformat spre cel mai mare bine din istoria omenirii. Salvarea ta și a mea, slăvit să fie Domnul. așa -i? Și acum Domnul poate să facă același lucru. Gândiți-vă la biserica care este prigonită. Care este statutul bisericii în lume? Statutul tău și al meu, că noi suntem biserica. Nu trăim într-o lume ospitalieră. Nu ne aplaudă oamenii, bravo, bine ați venit, veniți în coace, pocăiților. Veniți în coace, biserica lui Hristos, să tăiem vițelul cel îngrășat, să vă punem mese înainte de spăți. Nu mai putem de dragul vostru, nu! În lumea aceasta avem un statut de oameni respinși, prigoniți, neprimiți cu drag în lume. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vreau să vă întreb, este bine că biserica e prigonită? Asuprită? Chinuită? Nu. Niciodată prigoana, suferința, toate, nu sunt un bine în sine. Dar Dumnezeu știe să ia chiar și acest rău, să-l învârtă și să-l transforme spre ceva bun, spre un rezultat bun. Și știți care este rezultatul bun? Că exact suferința asupra bisericii înseamnă desenarea unui perimetru în care se alege biserica reală. Și exact acesta este modul în care biserica nu că dispare, ci biserica rămâne. Dacă toată lumea ar fi primit lumea asta așa căzută cum ea, ar fi spus, sunteți cei mai buni. Haideți, veniți aproape de noi. Biserica de la o generație la alta ar dispărea. Și ar lua chipul lumii. Ne-ar plăcea mai mult banii lumii, politica lumii, funcțiile lumii. Ne-ar plăcea pământul acesta, nu ar mai fi dor de Hristos. Și exact răul pe care satan îl face împotriva bisericii, este folosit de Dumnezeu pentru a păstra adevărata identitate a Bisericii. Dacă lupii ne-ar trata ca pe cei din familie și nu și-ar scoate din când în când colții, poate nu am dorit să mai fim oi. Ne-am dorit să fim lupi. Dar, fiindcă suntem trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor și lupii își arată colții. Asta ne face să ne amintim cine suntem. nu e așa? Gândiți-vă la familie. Sunt atât de multe denaturări la adresa familiei. Dacă nu am fi atacați, am uitat poate repede cum a fost creată familia după voia lui Dumnezeu. Și exact dorința unora de a distruge familia după voia lui Dumnezeu este un mod de a ne aminti și de a ne proteja și de a ne păzi această imagine a familiei după voia lui Dumnezeu. Altfel, și ce s-ar întâmpla, frați și surori? Am alunecat, încet, încet spre modelul lumii. se pare că exagerez? Vreți să vă dau un exemplu? Uite, vă dau un exemplu mai soft un pic. Uitați-vă cât de mult s-a lipit divorțul de inima chiar au multor persoane din biserică. Dacă, cum să spun, în, în domeniul acesta nimeni n-a atacat familia tradițională, iată cum a fost o zonă unde încet, încet, tot mai mult am ajuns să alunecăm în direcția aceea. De aceea, acolo unde nu există această luptă și nu există o persecuție a creștinilor într-un sens a celor care susțin familia tradițională. Uitați-vă că au ajuns chiar biserici care să practice căsătoria între persoane de același sex. Cumva spiritul veacului, mentalitatea lumii te prinde încet, încet, dacă trăim în pace, dacă stăm la masă, dacă avem aceleași valori, aceleași țeluri. Iată cum lucrează Dumnezeu în felul acesta. Sau chiar personal, și asta este ultimul exemplu. Dacă totul ne-ar fi bine în lumea aceasta și ne-am dorit să trăim mii de ani pe acest pământ, cât de dor ne-ar mai fi după Hristos. Gândește-te la viața ta când ai avut perioade în care totul ți-a mers bine. Normal n-ar trebui să fie așa, dar fiindcă suntem într-o condiție încă de nedesăvârșiți, așa se întâmplă. Când totul merge bine și absolut nu avem nicio problemă, începem să citim mai rar Biblia. Începem să ne rugăm mai rar. Începem să ne gândim mai rar la ceruri. De ce? Că e bine aici. Ne place aici. Când Dumnezeu trimite câte o încercare, când vine ceva, imediat ne amintim că suntem străini și călători pe acest pământ și țara noastră nu e aici, este sus, așa e? Da, niciodată răul nu are nimic valoros în sine. Răul este împotriva lui Dumnezeu, răul va fi eradicat pentru totdeauna de Dumnezeu în ceruri, dar existența lui nu este dincolo de puterea lui Dumnezeu și dincolo de planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu le poate folosi astfel încât să-și țină biserica, să țină familiile, să te țină pe tine și să mă țină pe mine aproape de El, pe calea Lui, să lucreze mai departe ceea ce are de lucrat în viața mea. Îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta și aș vrea să închei spunând că pentru toți cei care sunt copiii Domnului, toți cei care experimentează eliberarea, pentru că am văzut prima parte că viața sub robie este aspră și conține chin și moarte. Dar am văzut de asemenea că viața sub robie nu exclude puterea lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. Și vine o zi când Dumnezeu ne va elibera total. Acum ne-a eliberat din punct de vedere spiritual și spunem sunt liber spiritual, dar ne va elibera și din punct de vedere fizic. Adică nu o să mai simțim consecințele robiei nici măcar pe plan fizic, că încă le simțim, și mă gândeam la corul lui Verdi, acel cor din Nabucco, acel cor al, al, suferinței în robie, cum o să fie schimbat cu un alt cor, un cor care spune, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul va fi plin de osanale spre slava celui pururi drag și sfânt. Uimiți de atâta sfântă măreție, scăpați de lutul ce ne-a frământat. În veci de veci cânta voi numai ție și sângelui ce ne-a răscumpărat. Cu ochii în lacrimi de bucurie sfântă, scăldați în raza soarelui dorit, nesăturați de fața ta cea blândă, îți vom cânta pe veci